Un bărbat a relatat cum a cumpărat micii de la un magazin, i-a gătit și ce nu a mâncat a pus la congelator. Când i-a reîncălzit, surpriză, larvele de viermi au eclozat. Conform știri de Cluj.ro, mititei au fost luați joi seara, se poate vedea ora și pe bond. Au fost ținuți la maxim 2 grade în frigider până vineri la amiază. I-am gătit în suc propriu, adică tigaie și de 2 ori scursă grăsimea de pe ei, aproximativ 25 de minute de gătit. Au fost întorși non-stop, am mâncat 5 mici, iar ceilalți 5 am pus la congelator, la 20-30 de minute după ce am gătit. Astăzi am zis să-i scot și să-i bag la microunde, se pare că au eclozat. Nu trebuie să mâncam. Oare o să-mi iasă muște pe gură? Am reușit să bag la ghiozdan un mic jumătate. Scuzați vocea, eram cu puțină grețică, a relatat Marius. Uleiul din tigaie atinge chiar și 230 de grade Celsius, ceea ce ar trebui să omoare orice organism viu. Clujeanul însă a fost șocat de cele întâmplate. A făcut o filmare pe care a postat-o pe rețelele de socializare, iar aceasta a devenit rapid virală.